Mâine, credincioșii ortodoxi sărbătoresc schimbarea la față. Din punct de vedere religios, ziua semnifică momentul în care Hristos a urcat împreună cu ucenicii săi pe munte și acolo fața lui a apărut strălucind. Atunci, aceștia s-au convins că Mântuitorul nu este doar un proroc al lui Dumnezeu, ci Fiul Său. În acest răstimp al postului adormirii Maicii Domnului, noi avem niște popasuri duhovnicești deosebite. În primul rând, sărbătoarea din 6 august a schimbării la fața Mântuitorului pe muntele Taborului, care ne aduce aminte de minunea săvârșită de Mântuitorul asupra propriei sale persoane, prima pentru că cealaltă a fost învierea lui din morți. Schimbarea la față a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos ne arată că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu cu adevărat. Ne arată starea Fiului lui Dumnezeu într-o slava lui Dumnezeu. Ne arată strada, slava Fiului lui Dumnezeu de unde a coborât pe pământ și unde s-a înălțat împreună cu trupul omenesc la Tatăl Său din ceruri. Sărbătoarea a prilejuit de-a lungul timpului apariția numeroase superstiții, tradiții și obiceiuri asociate în spațiul românesc, mai ales cu transformările naturii și oamenilor aduse de sosirea toamnei. Schimbarea la fața Domnului poartă și numele popular de obrejenie, adică certarea oamenilor neascultători pe parcursul anului pe cale de a sosi. A suit Mântuitorul într-un munte ca să se roage. L-a luat pe Petru, Iacob și pe Ioan, fratele lui, în munte. Mântuitorul s-a depărtat puțin de ei, lăsându-i pe ei mai jos, și s-a rugat Tatălui Ceresc. S-a rugat Tatălui Ceresc și, deși îngreunați de somn, cei trei ucenici, în fața slavei lui dumnezeiești, au văzut fața Mântuitorului strălucind ca soarele, iar hainele lui arătându-se albe ca lumina Mântuitorului.